Media-ul este undeva la 60-70 ceva la sută, dacă nu greșesc, domnul general Bulaiu, cum să puteți să mă ajutați. Dar, din păcate, discrepanțele sunt destul de mari, am găsit unități militare unde avem 31-35%, bineînțeles, unități mai mici, dar există astfel de unități, unități mai bine încadrate. Seria de vizite pe care o fac este tocmai ca să ajungem la nivelul militarilor, să vedem exact cu ce anume se confrunte și cu cum trebuie să îmbunătățim și să facem atractivă cu adevărat arena militară, să modificăm inclusiv ghidul carierei militare, astfel încât să vină persoană, să vină spre Armata României. Vă spun că la ultimele discuții pe care le-am avut cu militarii noștri, am găsit în rezoluții la care deja lucrăm și o să le transpunem în norme legislative sau ordine de ministru. Cum ar fi? De exemplu, am găsit o situație de genul 1000 și ceva de persoane în care veniți la examen în anumite structuri, foarte mulți au căzut proba fizică. Barierele pentru proba fizică sunt foarte stricte la acest moment și cred că aceste lucruri putem să le facem diferențial. Pentru că una este militarul combatant, alta este un medic, una este un psiholog și așa mai departe. Și cred că astfel de bariere pot să fie un pic mai lejere, astfel încât pregătirea fizică să continue și după încadrarea în structura militară.